Dragi frați și surori, vă invit să vă ridicați în picioare și împreună să citim psalmul cu numărul 7. O cântare de jale a lui David. Psalmul numărul 7. Doamne Dumnezeule, în Tine încaut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite, fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, care este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce m-a asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrășmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulberea să mi-o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei. Trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată. Să te înconjoare adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea la înălțime. Domnul, judecă popoarele. Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit. Tu care cercetezi inimile și rărurchii, Dumnezeule drept, scutul meu este în Dumnezeu care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea, face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt. Amin. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. În seara aceasta aș vrea să rostesc o predică despre suferințele lui David. Noi vorbim despre gloria lui, despre succesul lui, despre proeminența lui, despre performanțele lui, ca și om militar, om de muzică, ca și omul care a stat pe tron și a avut parte de cel mai mare succes dintre toți cei aproximativ 40 de regi ai monarhiei evreiești. Însă seara aceasta m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră mesajul acesta, care se regăsește în mulți psalmi, și anume suferința lui David, care se năștea din relația frântă cu socrul lui Saul. Saul a fost primul împărat al țării, iar David cel de-al doilea. David s-a căsătorit cu fata lui Saul, însă Saul pur și simplu nu a putut să-l mai vadă pe David din cauza mândriei. Invidia a pus stăpânire pe el, pentru că nu a acceptat că cineva poate să fie mai viteaz decât el, mai capabil decât el și mai influent decât el. Așa se face că întotdeauna, când a devenit evident faptul că Saul era mai bun, el nu a putut să treacă peste lucrul acesta. Mândria l-a făcut să creadă că este cel mai bun din toate punctele de vedere. Mai mult de atât, Saul era beniamit, din seminția lui Beniamin. Și dacă ne uităm în Scriptură, vom constata că în toată perioada de 40 de ani a domniei lui David, această seminție l-a urât pe David. Și au fost câțiva beniamiți din seminția din care venea Saul, care l-au blestemat pe David, care au instigat poporul împotriva lui David. Și inclusiv în psalmul 34, David ajunge la capătul puterilor, fiind terorizat, urmărit de Saul, care era împărat, și după ce Dumnezeu i-a luat împărăția, el a continuat să împărățească și a fost coregent
cu David. Coregent înseamnă că pur și simplu erau doi împărați, și cel care fusese și n-ar fi trebuit să mai fie, și cel care era, dar nu avea loc de cel care nu se dătuse la o parte după ce i se încheiase domnia. Așa se face că întâlnim în Scriptură câteva nume de referință, pe Șimei Beniamitul, spre exemplu. De ce credeți că îi se spune și seminția din care vine? Că nu întotdeauna când se spune un nume în Scriptură, se identifică și din ce seminție venea. Dar asta s-a întâmplat și cu Șeba, și cu Șimei, și cu alții asemenea lor. Scopul meu cu predica aceasta este să punem în evidență faptul că în viața aceasta pur și simplu apar situații, apar circumstanțe când noi ca indivizi, noi ca familie, noi ca biserică, noi ca oraș, noi ca țară, putem să ajungem în probleme de relație, în conflicte, în adversități și să nu mai știm cum să-l rezolvăm. David a fost un astfel de om. Deși era împărat, el n-a reușit niciodată să rezolve problema lui cu Saul. De cele mai multe ori David s-a comportat cu multă maturitate. Dumnezeu însă l-a inspirat pe David, l-a ajutat și el nu s-a răzbunat. Atunci când a avut posibilitatea să-l omoare pe Saul cel puțin de două ori, David a refuzat să facă lucrul acesta, considerând că un om al lui Dumnezeu nu apelează la metode de genul ăsta și nu trebuie neapărat să reacționeze cu aceeași metodă. De aceea, el s-a comportat bine și pe moment Saul a fost rușinat de diferența de valoare și de comportament. Psalmul acesta pe care eu l-am citit este o tânguire. Uneori și noi ne tânguim, ajungem în situații complicate, probabil în familia restrânsă sau extinsă, probabil uneori în vecinătate, în grupul colegilor de la serviciu sau în alte situații, când pur și simplu ne trezim într-un conflict care nu se mai termină și pur și simplu sângerează, pică ca o strașină fără încetare. Rugându-se pentru eliberarea de dușmanii care îl calomniam, David și-a susținut nevinovăția și pur și simplu a făcut apel la Dumnezeu. El, care era un rege, nu avea o instanță umană unde să meargă mai sus. Noi mergem la șeful, mergem la primar, mergem la poliție, însă el era cel mai înalt om din stat. De aceea nu avea unde să meargă și atunci a mers la Dumnezeu, care era șeful lui. În versetul 3 înțelegem că Beniamitul Cuș l-a acuzat pe David în fața împăratului Saul de anumite lucruri neadevărate, pentru că etnia, seminția lor îi făcea să solidarizeze și Cuș se pare că l-a instigat pe Saul și a pus gaz pe foc și a făcut relația dintre el și generele său să devină și mai inflamată decât fusese înainte. Seminția lui Beniamin, din care se trecea Saul și inclusiv Cuș, era tribul din care se treceau cei mai înverșunați dușmani ai lui David. Dacă citim în cartea 1 Samuel, în capitolul 22, 24 și 26, vom considera că scriitorul acestor cărți vorbește despre lucrul acesta. Șimei, o rudă a regelui Saul, care l-a blestemat pe David și familia lui atunci când au plecat din Ierusalim. În 2 Samuel, capitolul 6, versetul 5 până la 8, Scriptura spune că David ajunsese până la Bahurim. Și de acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul, numit Șimei. Observați că inclusiv scriitorul care a scris cărțile lui Samuel pune problema în felul acesta. Se trăgea din casa lui Saul, era rudă cu Saul. De ce credeți că a remarcat lucrul acesta? Ca să devină evident faptul că a solidarizat cu Saul și s-a răzbunat pe David în numele lui Saul. Și Scriptura ne spune că l-a blestemat pe David: du-te, du-te, om al sângelui, om rău. Dar David nu fusese un om al sângelui. Dacă era un om al sângelui, l-ar fi omorât pe Saul în cel puțin cele două instanțe când l-a surprins singur. Apoi, seca a provocat o răscoală împotriva lui David și a atras foarte multă populație din nordul țării. Capitolul 20, Scriptura ne spune că acolo era un om de nimic.
Era un om de nimic numit Sheba, fiul lui Bicri, Beniamitul. El a sunat din trâmbiță și a zis: noi nu avem nicio legătură, nicio parte cu David, și a convins pe toți oamenii din seminția lor să se întoarcă și au declarat război seminției lui David, adică lui Iuda. Au murit acolo zeci de mii de oameni și din Iuda și din seminția lui Beniamin. Tânguirea lui David din Psalmul 7 nu a fost rostită sub formă de rugăciune, ci a fost cântată înaintea Domnului ca o cântare de jale. Înțelegem din antet că foarte mulți psalmi pe care i-a scris David erau de fapt cântări de jale, inclusiv Psalmul 52 sau Psalmul 32, care vorbește despre păcatul lui David. Vă puteți imagina că el a făcut o cântare despre păcatul lui? Și s-a dus la mai marele cântăreților și i-a dat cântarea. Și acesta trebuia să o cânte toată ziua. Și în cântarea aceea în care se cânta toată ziua, se punea în evidență păcatul și pocăința lui David. Așa s-a pocăit David de păcatul lui. Tot la fel, în cântarea aceasta, care nu este o rugăciune, El compune o cântare de jale cu amărăciunea lui, care pur și simplu nu se mai încheia. Apoi, observăm că mesajul psalmului are câteva idei principale și prima dintre ele este un apel urgent la rugăciune. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea, scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă. În tinerețe, păscând turma de oi a familiei, de multe ori, după cum povestește el, David a avut probleme cu leul, cu ursul, dar lucrurile acelea au fost niște accidente de moment. Imaginați-vă că nu-i chiar simplu să te întâlnești cu un urs. El venea să ia o oaie, însă David era păzitorul turmei. Însă, chiar dacă a fost înspăimântătoare experiența, ea s-a încheiat într-o oră, într-o zi, dar relația lui cu socrul lui a durat ani și ani. Iar toată familia lor a avut o relație inflamată din cauza lui Saul. El își folosea seminția din care venea, găsea acolo oameni fără caracter, oameni fără inimă și îi instiga împotriva lui David. La rândul lor, aceștia îl instigau pe Saul împotriva lui David. Apoi, o mărturie care respinge acuzațiile. Priviți, vă rog, la versetele 3 și 5. David reclamă nevinovăția lui și spune: sunt cu mâinile curate, n-am făcut niciun rău, sunt nevinovat înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta, deși era rege, compune o cântare cu nevinovăția lui, iar cântarea aceasta este cântată în public. Reputația unui om poate fi distrusă prin bârfă, în timp ce o persoană bârfită poate nici măcar să nu fie sigură că spune adevărul. Asemenea lui Iov, David este nevoit să se apere. Priviți versetul 3. Nu am făcut niciun rău la oamenii aceștia. Nu trebuie ca să faci rău pentru ca cineva să te urască. Uneori poți ajunge să fii urât, uneori se poate întâmpla chiar în familia extinsă, unde sunt tot felul de rude, mai apropiate, mai îndepărtate, unde intră o astfel de neînțelegere, un astfel de conflict și pur și simplu polarizează familia extinsă și oamenii nu se mai înțeleg niciodată. Iar copiii pur și simplu intră în lupta aceasta și poartă războaiele părinților și bunicilor lor. În versetul 3, a doua parte, David spune: nu le-am făcut niciun rău cu mâinile mele. Sau: nu m-am purtat rău cu oamenii aceștia, le-am făcut doar bine, versetul 4. Nu m-am purtat rău cu ei în timp ce ei mi-au făcut rău. Dacă eu am făcut răul acesta, răul ăsta să vină peste mine. Imaginați-vă cât de sincer a fost David și cât de nevinovat a fost din moment ce el pur și simplu spune un blestem la adresa sa în situația în care ar fi vinovat. Apoi, versetele de la 6 la 13, David invocă judecata divină. Așa cum subliniam puțin mai devreme, el nu avea o autoritate omenească mai înaltă decât el la care să apeleze. De aceea el apelează la judecata lui Dumnezeu. Și acolo el proclamă câteva lucruri despre Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu pedepsește răutatea și nedreptatea. Și evident că se referea la răutatea și nedreptatea beniamiților și în mod deosebit la casa lui Saul.
El cunoaște inimile și faptele oamenilor și El nu are nevoie de dovezi. Uitați-vă, vă rog, la versetul 9. Sau, el pedepsește pe oamenii răi, versetele 12 și 13. Și David încheie relatarea despre dreptatea și pedeapsa lui Dumnezeu cu trei ilustrații. El oferă trei ilustrații ca să pună în evidență experiența lui pentru a fi înțeles. Procesul păcatului este asemenea cu nașterea unui copil, versetul 14. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fere de legea și naște înșelăciunea. Exact cum se concepe un copil în pântecele mamei lui, așa se poate concepe răutatea în inima unui om. Pur și simplu, un om poate să construiască un scenariu în mintea lui. Și scenariul acesta îl construiește pentru cineva pe care îl urăște. Și scenariul acela este unul foarte exagerat. Iar oamenii care nu cunosc povestea, sigur că pot să-l creadă, mai ales dacă pe linie de familie sau pe linie de ne tragem din același oraș, din aceeași biserică, din aceeași familie. Apoi este planul păcatului ca o momeală. Versetul 15 vorbește despre lucrul ăsta. O momeală, o cursă. Dumneavoastră știți că în trecut animalele sălbatice se prindeau cu tot felul de metode, cu curse, cu un laț sau cu tot felul de alte lucruri de genul acesta. Observați că David spune că planul, ura, răzbunarea, răutatea din inima unui om se poate naște, se poate concepe, poate să crească, să se facă mare, așa cum se întâmplă cu un copil în pântecele mamei lui. Dar așa cum un om nevinovat este prins în răutatea celui rău, exact cum este prins un animal într-o cursă. Vine o căpriboară să bea apă, vine un animal mai mic să caute ceva de mâncare și este prins într-un laț, într-o capcană de cineva. Tot la fel un om nevinovat poate să cadă în capcana celui rău, într-o anumită circumstanță, într-o anumită împrejurare nedorită. Și în versetul 16, David vorbește despre pedeapsa păcatului care este asemenea unui bumerang. Fără de legea pe care a urzit-o, se va întoarce asupra capului lui. Acesta este efectul bumerangului. Spunea Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, versetul 2, că și cu ce judecată judecați, cu judecata aceea veți fi voi înșivă judecați. Și cu ce măsură măsurați, cu măsura aceasta vi se va măsura. Observați că David, deși avea la dispoziție sistemul judiciar, erau judecătorii, oamenii care judecau în țară. De data aceasta, pentru că este vorba de el, el pur și simplu nu reușește să-și mai facă dreptate și merge în fața lui Dumnezeu. Iar psalmul acesta este o cântare de jale, o cântare de tristețe, de dezamăgire și frustrare, pe care o cântă înaintea Domnului și cântarea aceasta o cântă cântăreții, nu o cântă numai el. Întotdeauna, dacă vă uitați la psalmii lui David, cei mai mulți dintre ei evocă suferințele lui. În mod deosebit, el a avut două mari suferințe. Prima dintre ele a fost relația frântă cu socrul lui și cea de-a doua, relația frântă cu Absalom, băiatul lui, fiul lui. Aceste două relații frântă, cu socru și cu fiul, pur și simplu au însângerat viața acestui om. Pe o perioadă de zeci de ani s-a întins aceste relații frânte. Și toți psalmii lui David încep într-o notă de tristețe, unde vorbește ori despre ce s-a întâmplat cu Saul, ori ce s-a întâmplat cu fiul său. De cele mai multe ori, astfel de situații au o rădăcină, iar la David rădăcina a fost păcatul pe care l-a făcut cu Batșeba și cu soțul acestuia, adulterul și crima. Aduceți-vă aminte că Natan îi spune din partea lui Dumnezeu că sabia nu va mai pleca niciodată din casa lui. Și observați că deși a fost rege, a avut la dispoziție armată, avea o armată așa de puternică încât se lupta cu filistenii și cu alte popoare, dar totuși în poporul lui nu a reușit niciodată să mai scape de adversitate, de tot felul de conflicte care erau interne și îi măcinau familia.
Iar acest conflict cu socrul lui și cu fiul lui este prezent aproape în toți psalmii. Toți psalmii lui David încep negativ. Încep cu jale, cu plâns, cu strigă după ajutor, dar absolut toți se încheie într-o notă pozitivă, ca și psalmul numărul 7. Spune în versetul 17, eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui. Dar acesta este primul verset pozitiv. Toate cele 16 sunt așa de o notă de amărăciune, așa de mare, încât îți este greu să le citești în adunare. Însă întotdeauna David se liniștește înaintea lui Dumnezeu, se duce în fața lui Dumnezeu și cântă cântarea aceasta de jale, sau alți psalmi sunt cântări, nu cântări de jale, sunt rugăciuni, nu cântări de jale. Indiferent că a fost rugăciune sau cântare de jale, toate încep într-o notă tristă, pentru că omul acesta și-a cântat durerea, și-a cântat conflictul cu fiul lui. Este complicat să ai un băiat și băiatul acela să-ți ajungă cel mai mare dușman, să trebuiască să te ascunzi prin păduri, pe dealuri, cu o mână de oameni foarte loiali, pentru ca să poți să-ți scapi viața. Deși era rege, a fost un rege fugar, și în nopțile acelea când nu putea să doarmă de frică că o să-l găsească și o să-l omoare, a compus cântări, dar ele purtau nota sentimentelor lui din nopțile acelea. Frică, amărăciune, dezamăgire. Noi vorbim despre succesul lui David, despre cântările lui, despre domnia lui, și în general îl prezentăm ca pe un om foarte puternic. Dar omul acesta care a avut un mare succes și după ce a murit Dumnezeu, totuși i-a făcut bine fiului său Solomon în contul lui David care era mort. Totuși el a avut perioade de suferință foarte mari. Dumneavoastră știți că omul care te poate răni cel mai tare este omul pe care îl iubești. Pentru că de la omul pe care îl iubești nu te aștepți să-ți facă rău. Dacă te rănește un străin, nu te rănește așa de tare, pentru că de la străin te aștepți. Dar pe fiul tău pe care l-ai ținut în brațe, pe socrul tău, atunci când apar conflicte în zona de familie, suferința aceasta este foarte mare și ea nu se mai încheie poate niciodată. Pentru că se polarizează, rudele se împart, unii se duc cu o parte și ceilalți se duc cu cealaltă parte. Exact cum e în politică, sau în sport, sau în business, tot la fel era în casa împăratului David. Omul ăsta începe psalmii cu o cântare de jale sau cu o rugăciune de jale, și în timp ce își cântă cântarea sau își spune rugăciunea, probabil o repetă de mai multe ori, până la urmă își liniștește sufletul, și absolut în toți psalmii care vorbește despre experiențele dramatice ale familiei lui, el încheie într-o notă pozitivă. Ce vreau să spun cu asta? Atunci când avem un necaz, poate e o boală fizică, poate este o suferință care vine din conflicte cu membrii ai familiei, copii, soț, soție sau părinți, sau poate rude mai îndepărtate. Lucrul acesta ne fură bucuria, ne ia calitatea vieții. Dar observați că atât de mare cât i-a fost suferința lui David, după un psalm care are 17 versete, ultimul verset este un verset pozitiv. Parcă nu mai este el. Nu mai vorbește despre amărăciune, despre suferință, despre adversitate, și pur și simplu el își îndreaptă privirea spre Domnul și uitați ce spune. Voi lăuda pe Dumnezeu pentru dreptatea Lui. Dar în toți psalmii spune asta. Și în următorul psalm, din nou la început, e cântare de jale sau rugăciune de jale. Dar la sfârșit încheie într-o notă pozitivă. Ceea ce vreau să pun în evidență este următorul lucru. Bunica zicea, ajunge o măciucă la un car de oale. Uneori ne domină adversitatea, lupta din familie sau, mă rog,
din relațiile pe care le avem și trece ziua și noi rămânem cantonați în sentimentele alea de adversitate și de amărăciune. Ideea din psalmul acesta este că David cântă o cântare și îi trece supărarea. David spune o rugăciune și îi trece supărarea. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, în calitate de oameni creștini care venim la biserică de mulți ani, și noi, chiar dacă suntem păstori, prezbiteri, diacon, dirijor, membri în cor, în fanfară sau în altă parte, uneori suntem implicați în chestiuni de genul ăsta. Pur și simplu te trezești acolo și te și miri că ai ajuns într-un astfel de conflict. Însă, din exemplul lui David învățăm că cânți o cântare în care te jelești sau spui o rugăciune în care te jelești, dar întotdeauna la sfârșit trebuie să răsară soarele. Un copil al lui Dumnezeu nu poate să stea în starea asta de conflict zile, săptămâni, luni și ani. Am întâlnit și eu în slujirea mea, în biserică sau în afara bisericii locale, în călătoriile mele, oameni care se dușmănesc foarte tare în familia extinsă. Nu-și pot vedea copiii, nu-și pot vedea rudele, pur și simplu intră în pământ și pleacă cu ura asta după ei. De ce? Pentru că nu au capacitatea să se jelească și apoi să se oprească. David a făcut cântări și rugăciuni de jale, dar după ce le-a spus, pacea a venit în sufletul lui, a compus, a condus, a făcut războaie pe care le-a câștigat, țara a înflorit sub domnia lui, el a știut să limiteze conflictele din viața lui. Frați și surori, ideea predicii mele este următoarea. Nu lăsați războaiele în care vă treziți prinși să vă domine viața. Nu le târâți pe o perioadă lungă de timp, puneți-le capăt cât mai repede. Aduceți-vă aminte ce spunea Mântuitorul, să nu apună soarele. Să nu apună soarele. Nu vă permiteți să rămâneți prinși în conflicte frânte, în răutate, în răzbunare sau în tot felul de resentimente de genul acesta. Luptați-vă să fiți pozitivi. Cereți-vă iertare chiar dacă partea cealaltă e mai vinovată decât sunteți dumneavoastră. Și plătiți cât nu face ca să scăpați de lucrurile astea, pentru că lucrurile astea îți iau puterea, îți strică reputația și te face să nu mai fii om. David a fost un om care a avut foarte multe probleme în familie. Incest, aduceți-vă aminte de copiii lui, apoi Absalom, care pur și simplu se comportă ca un nebun în legătură cu nevestele lui David, cu țiitoarele lui David. Apoi omul ăsta fuge, pur și simplu fuge în pădure, pe munți, pe dealuri. Însă David a știut să pună capăt conflictelor din viața lui. Și după ce a cântat cântarea de jale sau după ce a spus rugăciunea de jale, sufletul i s-a liniștit și el pune în mâna lui Dumnezeu cazul acesta. Exact cum mergem noi la un judecător și avem speranță că ne va judeca cu dreptate, la fel s-a întâmplat cu David. A mers în fața lui Dumnezeu, judecătorul lui, că deasupra lui nu era o altă instanță umană fiind rege, și a lăsat în mâna lui Dumnezeu problema aceea și s-a liniștit. A dormit liniștit, a condus liniștit, a făcut lucruri pentru popor și pentru Dumnezeu. S-a gândit să construiască un templu, a strâns materialele pentru templu, iar cine a fost David înaintea lui Dumnezeu a contat și după ce a murit. Dumnezeu a onorat credința acestui om și când nu a mai fost viu și i-a atribuit fiului său Solomon iertare doar pentru cine a fost tatălui înaintea lui Dumnezeu, deși tatălui a fost un om foarte încercat. Un socru care a fost rege înainte de el, toți miniștrii, toți generalii, toți fuseseră mai întâi cu Saul, că el a fost împărat primul, aveau relații, lucraseră zeci de ani împreună. Când a venit David, ăsta era un tinerel care păștea oile, n-avea nicio relație. Și totuși David a știut să-și păstreze starea de bucurie și de pace a sufletului. Nu vă lăsați
angrenați, atrași și cantonați mai ales în conflicte care vă mănâncă bucuria, care vă fură calitatea vieții și trăiți pur și simplu afectați de această stare de nemulțumire. Și s-ar putea să aveți dreptate, dar dacă mor la intersecție, lovit de cineva care a trecut pe roșu, nu mor mai fericit că ai avut dreptate. Când ai murit, ai murit, când ești supărat, ești supărat, chiar dacă ai dreptate, chiar dacă n-ai dreptate. În situații de genul ăsta, e bine să plătești cât nu face și să scapi de conflictul în care te-ai trezit. David a fost un astfel de om. Înțelegem că el a folosit cântarea ca să-și cânte durerea și după ce a cântat-o, a rămas fără ea. Și a folosit rugăciunea ca să-și plângă durerea. Poate durerea fizică, poate durerea relațiilor, poate durerea de la conducerea țării, poate durerea cu Ioab. Ioab, deși a fost generalul lui de încredere, a fost un om foarte complicat, pentru că erau mulți frați și ei erau fiii țeruiei. Erau cei mai viteji oameni din țară. Și Ioab, mai ales spre sfârșitul vieții, a creat foarte multe probleme lui David. Însă el pe toate le-a rezolvat cu bunătate, cu iertare, trecând peste lucrurile astea și a rămas în pace cu Dumnezeu. Cel mult a compus o cântare sau a spus o rugăciune. Să nu rămânem în conflictele în care ne trezim la un moment dat. Să ieșim de acolo, să ne bucurăm de viață și cine vrea să sufere și să stea o viață întreagă în conflict, e alegerea lui sau e alegerea ei. Cât despre noi, nu vom face lucrul ăsta. Vrem să avem o viață liniștită, o viață de pocăiți. Am intrat într-o problemă cu cineva de business, de familie, de biserică sau de orice altceva, nu e nicio problemă. Mergem, facem tot ce putem, ne cerem iertare, ne aplecăm până în pulberea pământului, dar când plecăm de acolo, să fim liberi. Și așa viața este scurtă. Dacă o mai facem și plină de suferință, de adversitate, de luptă și de conflicte, atunci aproape că nu se mai merită trăită. Frați și surori, am vrut să spun în predica aceasta, punându-vă în față un rege care nu a reușit să scape de dușmani, însă a scăpat de dușmanie. Nu a reușit să scape de certăreți, dar a scăpat de ceartă. A scăpat de ceartă și de dușmănie, deși dușmanii și certăreții pur și simplu s-au ținut întotdeauna după el. Aș vrea să stăm înaintea Domnului să ne rugăm și Dumnezeu să aducă pace în sufletele noastre, în casele noastre și în biserică. Amin. Să ne ridicăm la rugăciune.